Este foarte interesant că zilele acestea discutăm mai mult despre ceea ce se întâmplă în coaliție, da, și despre aceste neînțelegeri, demiteri a Ministrului Sănătății și nu discutăm despre ceea ce se întâmplă la terapie intensivă, spre exemplu, acolo unde vedem că batem record după record în fiecare zi, despre numărul de noi cazuri de coronavirus pe care îl vedem publicat zilnic de către grupul de comunicare strategică. Oarecum s-a mutat atenția, da, de la pandemie la ceea ce se mass întâmplă media în coaliție. Mutat-o, dar evident că e important pentru că nu poți să gestionezi o situație dacă ai încă o criză în interiorul crizei, pentru că noi avem mai multe crize. Avem criza sanitară, avem criza socială, criza economică, care sunt generate de criza sanitară și o criză politică pe care oricum criza sanitară n-avea cum să nu o genereze și în această criză politică avem și o criză de guvernare. Deci lucrurile astea sunt foarte complicate, dar asta ne obligă la o reflecție. În realitate, criza politică este rezultatul unor așezări politice și în special constituționale discutabile. Pentru că nu e o criză de acum. Și fără pandemie, aduceți-vă aminte, cu o majoritate clară, PSD a schimbat doi prim-ministri, pe Grindeanu și pe Dodose, pentru discutam tot aici, în același studio, pentru că apoi să o propună pe Dăncilă. PNL a avut un guvern minoritar și care a fost extraordinar de limitat în mișcările lui. Eu nu cred că PNL își dorește în momentul de față un guvern minoritar, dar mi s-a părut interesantă sugestia unora de la USR de a profita de această situație și de a cere schimbarea primului ministru. În acest context, confederațiile sindicale, prin vocea lui Bogdan Hosu, cereau și ele schimbarea primului ministru. În acest context, deci nu era vorba de ceva general. Ori imaginea guvernării a avut de suferit. Și dacă un guvern nu are autoritate, nu poate guverna. Poate sta în Palatul Victoria, în cabinetele ministeriale, dar guvernarea înseamnă, de fapt, capacitatea de a atinge niște obiective. Și dumneavoastră vorbeați de pandemie. Avem peste 1 milion de cazuri oficiale. Foarte probabil dublu sau mai mult în ceea ce privește cazurile reale. Pentru că nu testăm. Și aici este partea interesantă a ordinului doamnei Moldovan, care a fost demis, pentru că acolo, schimbându-se principiul de carantinare, trecând testele pe un plan principal, dintr-o dată se încerca să se stabilească care este exact dimensiunea pandemiei, pentru că noi nu avem. Noi avem o dimensiune parțială, nu o dimensiune globală. Probabil că nimeni nu are. Nimeni nu poate testa întreaga populație. Apropo de asta, că vorbeam de Slovacia, a încercat-o în vară și nu le-a folosit la nimic, pentru că valul al treilea i-a luat. De fapt, nu-i prin surprindere. Și nici nepregătiți. Dar i-a luat puternic. Eu cred că noi gestionăm ceva mai bine decât alții din jurul nostru. În condițiile în care testăm ceva mai mult decât alții din jurul nostru, avem o mică problemă cu vaccinarea care a început bine în ianuarie și care și-a pierdut suflul. Dar și-a pierdut suflul din cauza scandalurilor de care vorbim, care au făcut ca încrederea în general, în comunicarea guvernamentală, să scadă. Noi nu mai putem să continuăm în sensul ăsta, pentru că instabilitatea aceasta politică, care naște instabilitatea guvernamentală, împiedică țara să-și atingă obiectivele.